Da. Neglijența lui Maxim, sancționată de Alexandru Tudor. Un nou penalti, de această dată la poarta Constanțenilor. Vă reamintim că Iulian Apostol, mijlocașul Farului, a ratat o lovitură de la 11 metri. Acum este rândul Pandurilor. Iliu Iordache. E fault, e penalti. E penalti. Târgu Jiul poate termina frumos sărbătorile pascale. A apărat Gusso în minutul 25 din repriza a doua, un penalti. Acum șansă de 1-0 pentru echipa lui Eugen Neagoe. Hai să vedem dacă și Adi Vlas ghicește. Ca să fie un 0-0 superb, special. Momente de concentrare. Ilie Iordache, gol Pandurii!